Domnule primar, cine prezentați aici? Aici vă prezint viitorul parc al orașului Budești. De mâine va veni firma să se ocupe de scenă. Va fi o scenă acoperită la fel ca scena de la Mănăstirea, dacă știți parcul de acolo. Acolo vor fi montate locurile de joacă, în pătratul acela sau drept ce este. Locuri de joacă, tartan, să nu se lovească copiii în momentul când se vor juca acolo. Mai avem coșuri de gunoi de montat, mai avem foarte multe de făcut la acest parc. Vreau să vă spun că acest parc a să audă toată lumea. N-a costat așa cum s-a vehiculat că costă peste 10 miliarde, a costat doar 4.700 sau atât va costa până la final. Și dacă luăm în calcul că metru cub de beton s-a făcut în jur de 500 de lei și o lampă, vedeți și noastră că am pus lămpi inteligente, dar vreau să vă spun că e o mare bucurie pentru mine, pentru că deja au început să vină copilașii noaptea să se joace împreună cu mămici. Și e un loc, practic, unde poți să stai, să mai discuți. Un loc de joacă pentru copii.